Din nou în direct, doamnelor și domnilor, propaganda rusă lansează noi avertismente, de data aceasta la adresa Germaniei, pe care o amenință cu o invazie sovietică. Jurnaliștii ruși au reacționat agresiv după ce ministrul german al culturii a primit și a citit celebrul timbru pe care apare crucișătorul Moscova, nava de război rusească scufundată în luna aprilie în Marea Neagră. Когда мы говорили о немецкой культуре, нам представлялось, что это действительно проявление. И вот пришел 2022 год, министр культуры Германии. Посмотрите. Können wir es noch einmal zeigen? Können wir es noch einmal zeigen? Okay, this is Russia and this is you. Russian ship. Понятно? И вот это министр культуры Германии. И вы считаете, что после того, как в этом правительстве набор идиотов, мерзавцев, хамов и негодяев, мы должны о чем-то с ними беседовать? Вот это министр культуры Германии, который делает вид, что она переводит, что написано на марке. Так и на марке написано было про русский военный корабль. Она нас всех с вами послала. Или что теперь нам делать? Опять встряхнуть пыль тевтонских могил мощным маршем советского сапога, то есть иначе понимание никогда не придет? То есть что, инъекция добра закончилась? Ну да. Правильно, то есть теперь они могут считать, что им все можно. То есть сначала они отправляют свои эти панцирь, Nachtost, которые скоро должны будут опять топтать русичен соль. Da, și discutăm despre acest subiect cu jurnalistul Digi24, Florin Negruțiu, alături de mine în platou. Florin, bine ai venit! Bună ziua! Propaganda rusă continuă, scurt, din ce am văzut. Acum, cumva, vedem ce se întâmplă la televiziunile din Rusia. Bine, prezentatorul pe care l-am văzut, știm foarte bine că este un apropiat al lui Vladimir Putin. Și acum Germania este luată la țintă din cauza ministrului culturii. Dacă n-ar fi drama din Ucraina, tragedia războiului, ar fi foarte amuzant ce se întâmplă la televiziunile din Rusia. Este foarte entertaining. Eu mărturisesc, e plăcerea mea vinovată când prind câte un episod, câte o secvență de pe la Rusia 1 sau Pervui Canal. Mă uit, deși nu înțeleg, dar mă uit pentru că îmi place gesticulația abundentă, felul în care bulbucă ochii, spumițele la gură și retorica asta foarte belicoasă, care îți arată că războiul nu merge așa bine. Pe măsură ce rușii sunt bătuți în Ucraina, sau cel puțin sunt ținuți în loc, la televiziunile rusești se ridică tonul. Pentru că asta îți arată că este o stare de furie, de frustrare. Acest domn Soloviov este mai tare decât orice ministru politician. Este însuși Goebbels de la Moscova. Adică este la același nivel cu Șoigu. Sau cu... nu este la nivelul lui Vladimir Putin, dar vorbește numele lui Vladimir Putin. Nu-i cere voie lui Vladimir Putin să-l întrebe ce să spună, pentru că el știe ce să spună. Dar e un personaj cu totul și cu totul amuzant, Soloviov, și mai este preferata mea, Margarita Simonian, de la Russia Today, care și dânsa este, îi calcă pe urmele lui Soloviov, știi, ne-a amenințat cu războiul nuclear. În ultima săptămână a mai venit Rogozin, care ne-a dat cu satanul în cap, nouă românilor, și Medvedev, despre care am vorbit ieri. Deci este o cursă a înarmărilor retorice la Moscova, care reflectă, de fapt, faptul că Rusia are probleme în Ucraina. Și cred că cei care urmăresc, pentru că noi am mai tot arătat ce se întâmplă la televiziunile din Rusia, acum își pun întrebarea cu ce i-a supărat Germania. Pentru că săptămâna trecută am văzut un expert politic, dacă nu mă înșel, care spunea Germania și Japonia vor ataca Rusia. Nu
trebuie să fie atât de supărați pe Germania. Totuși, Germania nu este în prima linie a războiului. Dimpotrivă, cred că a rămas Germania principalul partener comercial al Rusiei în Europa. Adică germanii ăștia înjurați la televizor bagă miliarde în continuare în buzunarul lui Putin ca să financeze războiul. E drept că există acolo o frustrare, pentru că Rusia are un comportament de dealer de droguri. Germania acum încearcă să scape cumva de dependență, mai împinsă, mai împinsă de la spate, mai trasă de mânecă, încearcă să reducă dependența de gazul rusesc. Are un plan de a construi terminale de gaz lichefiat, are un plan de a aduce gaz din alte părți ale lumii, deci să reducă cumva treptat dependența de gazul rusesc. Și atunci dealerul trece la amenințări, gândindu-se că în perspectivă victima sa, adică Germania, va renunța la marfa de la Moscova. La ce ne-am mai putea aștepta în condițiile în care vedem parcă la televiziunile din Rusia lucrurile se dezlănțuie așa de la o zi la alta? Da, este un bun barometru al stării din Ucraina și al stării războiului. Pentru că dacă ei ar fi fost în control și ar fi înregistrat succese militare, probabil tonul ar fi fost mai moderat. Nu merita să-ți bați capul cu niște ucraineni care mâncau bătaie. Dar în Ucraina, să recunoaștem, rușii mănâncă bătaie. Nu s-a întâmplat ceea ce prevedeau analiștii serviciilor de informații de la Moscova, că Ucraina va fi cucerită în câteva zile, că războiul va dura câteva zile. Iată, durează de 3 luni și toată lumea se pregătește pentru un război de lungă durată. Un război în Ucraina de lungă durată și sancțiuni occidentale impuse Rusiei pentru o lungă perioadă de timp. Și atunci ce să facă cei de la televiziunile de stat din Rusia? Țipă de frustrare. Mulțumesc tare mult, Florin Negruțiu, pentru prezența în platou și pentru discuție.